În primul rând, vreau să vă mulțumesc pentru aceste felicitări. Vreau să vă spun că o parte din proiectele care au fost finalizate și unele care sunt în curs de implementare în localitatea Moroieni sunt realizate din fonduri europene, din fonduri proprii, cât și din fondurile ale Ministerului Dezvoltării. Aș vrea să încep cu aceste alocări și aceste investiții din cadrul Ministerului Dezvoltării. Au fost finalizate 18 străzi în valoare de 3.200.000 de lei, aceste străzi fiind finalizate, obiectiv realizat cu sprijinul Ministerului Dezvoltării. Un alt obiectiv cu valoare de 1.900.000 este realizarea unui pod peste râul Ialomița în zona Glavă. Și cel de-al treilea obiectiv, tot în cadrul Ministerului Dezvoltării, avem reabilitare, modernizare, extindere, cât și dotarea școlii Ion Cioronescu din comuna Moroieni, proiect în valoare de 10 milioane de lei. Proiectul respectiv se află în derulare. Sperăm ca într-un an de zile, maxim 2 ani de zile, să finalizăm acest obiectiv. Alte proiecte care au fost finalizate anul acesta, se află o platformă de gunoi de grajdi realizat obiectivul pe Ministerul Apelor și Pădurilor. Valoarea proiectului este 1.700.000 de lei. Acest proiect, primăria beneficiază de unele utilaje pentru a deservi comunitatea pentru transportul gunoiului de grajd la această platformă. Au fost un număr de 17 străzi realizate de Primăria Moroieni din buget propriu privind modernizarea lor prin asfaltare. A fost satul Glod alimentat cu apă. În satul Mușcel s-a adus tot din buget propriu, mă refer, în satul Mușcel am adus apă dintr-o sursă urmând ca în perioada următoare să finalizăm lucrarea pentru fiecare gospodărie să avem apa respectivă. Ne axăm cu unele obiective și pentru stațiunea Padina Peștera în perioada următoare și unele obiective le avem în asociere și cu Consiliul Județean Dâmbovița. Aici mă refer la câteva străzi care sunt în asociere, contractul este semnat, ne aflăm în faza de proiect tehnic. Aceste străzi va trebui modernizate în perioada următoare, ceea ce o să lucrăm, să intrăm pe SEAP cu lucrarea respectivă. Tot cu Consiliul Județean avem planul urbanistic general, care va trebui, am făcut ridicările topul, trebuie în perioada următoare să ieșim cu lucrarea pe SEAP. Mai avem un centru de zi pentru persoane vârstnice, proiect finanțat 50% din grupul de acțiune, prin fondurile grupului de acțiune locală Bucegi-Leuta. Alte proiecte care ni le dorim să le realizăm în perioada următoare, mai bine spus anul viitor, sunt diversificate de la montarea unor hidranți care au fost achiziționați de către primărie. Vrem să montăm un număr de 20 de hidranți pe raza comunei Moroieni. Ar fi benefic datorită faptului că se mai întâmplă și anumite, nu să spunem calamități, anumite incendii și anumite momente neprevăzute care ne sunt de folos. Am văzut că zilele trecute, în cadrul Consiliului Județean, se discuta la o ședință cu primarii despre programul operațional infrastructură mare, apă și canal. Suntem în Asociația Dezvoltare ADI Apă și Comuna Moroieni o să fie beneficiară de apă și canal în perioada următoare. Un proiect foarte ambițios și un proiect destul de mare. Așteptăm cu nerăbdare ca această modernizare a drumului național DN71 Boldana, Târgoviște, Târgoviște, Sinaia, să intre pe linie dreaptă, în speranța că se va și finaliza acest proiect, datorită faptului că noi ca primărie ne dorim foarte mult și am făcut un SF anii anteriori pentru realizarea de trotuare în comuna Moroieni. Nu am putut să le realizăm din buget propriu sau din altă sursă, datorită faptului că Compania Națională de Drumuri ne-a spus că nu ne poate da avizul, se suprapun lucrările respective. Avem în vedere, în primul rând, partea de educație, de educație pentru copiii care sunt pe raza comunei Moroieni. Va trebui să modernizăm și grădinița din satul Glod. Copiii din satul Glod sunt într-un număr foarte mare, trebuie să avem în vedere și
partea de educație, începând cu anul 2021, privind detajarea școlii respective. Tot pentru satul Glot ne gândim să facem un dispensar medical. Aici să știți că avem câteva firme care doresc să sponsorizeze. Așa cum am terminat acum 2 ani de zile dispensarul din localitate cu sprijinul Soceramului, cât și celor de la Heidelberg, dar și cei de la Fundația Carpatia. Diverse activități educative le avem pentru anii următori, deși anul acesta din cauza la pandemie nu am putut să facem festivalul de colinde, dar cu siguranță pentru anul viitor va fi acest eveniment mult dorit, cât și evenimentele, așa cum am văzut în toată țara, de 1 decembrie nu au fost făcute. Sunt mai multe obiective care ni le propunem a fi finalizate, dar cel mai mult ne dorim cu toții, am început o sală de sport, este una dintre cele mai mari săli de sport din nordul județului, poate chiar și la nivel județean, cu o suprafață de 1200 de metri pătrați. O sală de sport care este începută din buget propriu și cu siguranță va fi finalizată tot din bugetul propriu, preconizând în 2 ani de zile finalizarea obiectivului respectiv. Am realizat 30% din acest obiectiv și intenționăm în cel mai scurt timp să finalizăm obiectivul respectiv. Tot în incinta școlii, așteptăm cu nerăbdare școala să fie finalizată. Va trebui să găsim o soluție pentru tinerii căsătoriți din satul Glot, dar cât și din localitatea Moroeni, de a rezolva problema unor suprafețe de teren în vederea atribuirii pe legea 15/2003 a unor suprafețe de teren tinerilor căsătoriți în vederea construirii unor locuințe. Poate sunt multe de spus într-o localitate. Trebuie să rezolvăm problema și în satul Mușel cu acel drum care va trebui asfaltat, încercând să depunem documentele la Compania Națională de Investiții. Poate se va găsi fondurile aferente în vederea finalizării acestui drum. Ne vom gândi foarte mult aspectele și avem o discuție foarte constructivă cu Consiliul Județean. Se lucrează la masterplanul stațiunii turistice Peștera Padina. Ne vom aduce și noi aportul, vom găsi soluțiile respective în vederea dezvoltării acestei stațiuni care este pe raza comunei Moroieni. Poate găsim și soluția, deși avizele au fost negative pentru avizele cât și de la drumurile naționale și electrica, dorim să extindem rețeaua de gaze naturale în satul Glot. Deși am făcut documentația respectivă, problemele sunt la avizele celor două instituții. Cunoaștem foarte bine care sunt problemele acolo, dar este nevoie ca și cele două saturi respectiv să aibă gaze în satul, cât și grădinița și cetățenii din satul Glot. Ca și proiecte, poate mai sunt și altele propuse, nu pot să vă spun acum chiar toate care sunt, dar unele din ele le dorim finalizate în cel mai scurt timp. Avem o grădiniță care suntem pe AFIR, unde cofinanțarea este de 50% din partea primăriei. În perioada următoare trebuie să intrăm pe SICAP cu această lucrare și sperăm ca de anul viitor să începem și la grădinița din Comuna Moroeni, extindere cât și modernizarea acestui obiectiv. Sperăm că aceste obiective să le finalizăm cât mai repede, depinde și de contribuția primăriei, cât și de alocarea fondurilor din cadrul Ministerului Dezvoltării, cât și accesarea cât mai rapidă a acestor proiecte pe fonduri europene. Un lucru îmbucurător pentru mine, cât și pentru toți cetățenii din localitatea Moroeni, de o perioadă de aproximativ o lună jumătate, a început cadastrarea gratuită, un program care este finanțat 100%, este până la NCPI, pe program operațional regional. Suntem una din cele 15 localități la nivel județean care am câștigat proiectul. Acest proiect pe 780 de zile se întinde. Sperăm ca în termenul respectiv firma care a câștigat licitația să finalizeze cadastrarea gratuită în Comuna Moroieni. Este un lucru benefic cât pentru cetățeni, atât și pentru primărie. Proiectul este de anvergură, este una dintre localitățile cu suprafață destul de mare la nivel național. Se lucrează pe partea de intravilană acum, echipele sunt în teren și preconizăm ca în termenul stabilit în contract să finalizeze această cadastrare. Suntem alături și de persoanele care
Sunt în domeniul de Horeca, pensiuni, turism, ne referim aici. Am făcut o bonificație pentru anul viitor pentru taxele și impozitele la domeniul respectiv. Activitatea sportivă o susținem în liga respectivă. Preconizăm că peste un an, doi, poate există și o modalitate de succes și promovare a echipei în eșalonul 3. Vom fi alături de mișcarea sportivă. Chiar o parte din tineri am purtat discuție cu Asociația Sportul pentru Toți. Vor fi angrenați într-o activitate sportivă, Sportis se numește, susținută din bugetul primăriei, un număr de vreo 320 de persoane legitimate pe raza Comunei Moroieni pentru un an de zile a participat la aceste activități sportive. Cu siguranță copiii de la școală în perioada următoare care au obținut de rezultatele, chiar dacă a fost starea de vor fi sprijiniți de către primărie și premiați în perioada următoare, copiii pentru rezultatele obținute. Cât și investițiile sunt mult dorite în Comuna Moroieni. În primul rând, aș vrea să le spun cetățenilor că am trecut o perioadă foarte grea, așa cum o vedem, această pandemie în care o vedem în toată lumea, se întâmplă. Le doresc în primul rând sănătate tuturor cetățenilor din Comuna Moroieni, cât și celorlalți. Aș vrea să le spun că anul 2021 să ne găsească mai buni, să le doresc mult noroc și un sincer la mulți ani cu ocazia Sfințelor Sărbătorii de sfârșit. Din partea mea le spun la mulți ani și să fie un an plin de realizări pentru toată lumea.